Mulțumim lui Dumnezeu că până aici a fost cu noi. Dar eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru un lucru extra, că și de aici încolo va fi cu noi. Amin. Și lucrul acesta trebuie să vină dintr-o inimă mulțumitoare la adresa lui Dumnezeu. În dimineața aceasta am o slujbă mai grea de făcut, dar va trebui să o fac exact așa cum Dumnezeu mi-a vorbit și vă fac o mărturisire cum am făcut-o de multe ori. Mi s-a întâmplat și v-am mai spus că Dumnezeu mi-a dat un cuvânt și apoi mi-a spus pune-l deoparte și adu-l altă dată pentru că cei care trebuiau să fie prezenți n-au fost. De data aceasta am primit cuvântul săptămâna asta, a fost un cuvânt greu pentru mine. Și a zis, Doamne, chiar vrei să aduc așa ceva înaintea poporului? Și Dumnezeu mi-a confirmat, vreau să o spun de 3 ori că trebuie să aduc cuvântul ăsta. Și vreau să vă spun că azi noapte m-am trezit undeva pe la 3:50, înainte de ora 4, m-am dus la rugăciune și când, înainte să mă duc la rugăciune, l-am întrebat pe Domnul încă o dată și am zis, Doamne, te rog să mai-mi confirmi, ar vrea să mai-mi confirmi. Și m-am dus, am luat telefonul și când am deschis telefonul, mi-a apărut o predică de-a lui Billy Graham, sau o porțiune dintr-o predică a lui Billy Graham. Vreau să vă spun că vorbea exact despre ceea ce Dumnezeu mi-a spus mie să vorbesc în dimineața aceasta. Și am zis, va trebui să vorbesc, va trebui să aduc cuvântul. Și m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, cam ce, cum să o intitulez? Că îmi place să pun titlul la predică că rămâne, sau cum zice americanul, it sticks, să lipește. Și Dumnezeu a zis, o lecție pentru prevenirea rozătoarelor. E ciudat la prima vedere. Dar știm că orice lucru care produce eroziune în viața noastră, dacă știți ce înseamnă eroziunea, când vă uitați la care ați fost la Sedona, ați fost la Sedona în Arizona și v-ați uitat la stâncile alea înalte și vedeți pe unde a trecut apa. Cândva acolo a fost apă, pe munții ăia, și-o trecut pe acolo și-o săpat. Nu a mai venit nimeni să pune înapoi piatră, calciu, a rămas așa. Și Dumnezeu vrea ca noi în dimineața aceasta, și ascultați-mă acum ce vă spun, tineri sau bătrâni sau vârstnici, toți suntem expuși la ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe în dimineața aceasta, un subiect mai greu pe care nu l-am auzit aproape deloc rostit de la amvonul bisericilor, ci doar la, eu știu dacă vreți, strângeri cu familiile. Nu mă deranjează că sunt unii mai tineri cu noi sau unii mai chiar copii în dimineața aceasta, pentru că voi vorbi în așa fel încât să fiu explicit pentru toți, dar în același timp să nu cumva să supăr anumite urechi. Aș vrea să vă citesc câteva versete, mai exact 27, sunt mai multe, din Proverbe, din capitolul 7, și vreau să vă atrag atenția la un lucru înainte să judecați sau să mă judecați. Vreau să vă aduc aminte că este scris în cuvântul lui Dumnezeu, nu-i de la mine. Și acolo cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zii înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademănitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei încercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, noaptea neagră și întunecoasă, și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără astâmpări. Picioarele nu îi puteau sta acasă, când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: Eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu un velitor cu așternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineața și să ne desfătăm cu dezmierdări, căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea,
ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața până ce săgeata îi străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care coboară spre locașurile morții. Un cuvânt extrem de greu, un cuvânt care am dorit să-l citim așa mai singuri în cameră, poate între noi și soție, să nu fie publicat așa de la amvonul bisericii. Și cum vă spuneam, n-am prea auzit multe predici de aici. În schimb, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus în felul următor. Un astfel de duh de târcoale în comunitate. O să vă șochez, dar eu vă spun ce mi s-a spus. Și a zis Dumnezeu, va trebui să vorbești despre prevenție. Va trebui să vorbești și să tragi un semnal de alarmă vis-a-vis de ce înseamnă prevenția, de ce este necesară și dacă nu facem ceea ce trebuie să facem, care vor fi urmările. Am vreau să vă explic scurt ca să înțelegeți fiecare, nu că n-ați înțelege, dar unii, ascultați-mă, fac o paranteză, unii vă faceți vinovați de un lucru. Și am să vă spun ce, odată am spus de la amvonul bisericii un lucru care Dumnezeu mi l-a confirmat, nu altcineva. Știți ce mi-a spus Dumnezeu? Cum îți întreții mașina, cam așa e și viața spirituală. O cureți, o îngrijești sau nu? Cam poți să-ți dai seama despre ceea ce e vorba. Și a venit cineva la mine și a zis, băi, să știi că ai avut mare, n-ai avut dreptate deloc, ai zis niște lucruri care nu sunt adevărate. Vreau să vă spun că e garantat ce v-am spus. Am văzut și am experimentat. Să nu spuneți că vă țineți camera curată și restul e murdar. Sau invers. Camera e murdară și vă țineți restul curat. Eu nu cred așa ceva. Eu cred că cine este credincios, este credincios în toate lucrurile, zice cuvântul lui Dumnezeu, și așa ar trebui să fim. Acum vreau să vă spun un lucru ca să mă înțelegeți ce înseamnă prevenția. Aveam cu mulți ani în urmă un business de transport, exact ca și fratele Peter, transportam mașini și aveam mai multe trocuri. Și într-o zi eu trebuie să conduc eu un troc până la East Coast și înapoi. Și când m-am întors înapoi, la un moment dat în timp ce îl conduceam, am auzit ceva diferit la motor. Nu era ceva care să sară în evidență, dar eu l-am auzit. Și când am ajuns acasă, am dus trocul la un mecanic, numele lui era Paul, și am zis, te rog frumos să mă ajustez valdele sau supapele, pentru cine știe mai bine în românește. Și el a zis, dar de ce? Și am zis, măi, mi se pare mie ceva că nu e în regulă și va trebui preventiv să fac treaba asta. Știți ce mi-a zis? O zis către mine, măi, numai tu cu preventiva ta, zice. Eu n-am niciunul care să vină aici să-mi spună, măi, fă treaba asta preventiv. Zice, de obicei trimit towing după ei. De obicei trimit mașina să meargă să ia de pe marginea drumului, de obicei să plătească pentru daune mult mai mari. Zice, numai tu investești bani care nu trebuie investiți. Auziți ce mi-a zis? Și am zis, auzi, fă treaba asta. Ne-am lăsat acolo trocul, o făcut ce am cerut și am venit după el. Și acum ascultați-mă, că e o lecție și aici. Și când m-am dus, l-am întrebat, ai rezolvat? O zis, o, da, am rezolvat, am ajustat toate valvele. Și cum a fost? Eu puteam să mă opresc la doar atât, să spun, mulțumesc, uite aici ați banii. Și cum a fost, am întrebat. Și zice, mă, tot a fost bine, dar zice, la cilindru 5, valva de evacuare, n-am putut-o ajusta chiar cum trebuia. Dar zice, auzi, 100.000 de mile de aici înainte, ești ok. Eu m-am întors către el și ascultați-mă ce i-am spus. Paul, vreau să dai chiloasa jos și să-mi pui o chiloasă nouă. Ascultați-mă, eu nu vă vorbesc prostii. Ăsta s-a întors către mine și m-a înjurat. Și a zis, băi, tu ești nebun. Mi-a zis-o pe direct. Tu ești nebun. Păi zice, tu știi cât costă o reparație din asta? Da, știu. Păi zice, de ce să dai $5,000 acum, a? De ce? Pentru ce? Că ți-am spus că totul... Și a spus, ascultă-mă bine, n-am să mă cer cu tine. Eu plătesc banii. Te rog frumos, dăm chiloasa jos și punem altă chiloasă. S-o certa cu mine 15 minute.
Și după 15 minute nu a avut ce face. Și când am plecat, o striga să audă toți. Îl vedeți? Ăsta e singurul care numai vine și plătește bani pe ce nu-i stricat. El vrea preventiv să repare ceva. Ascultați-mă. O trecut o săptămână de zile, m-am dus să-mi ridic trocul de acolo și când m-am dus, fiți atenți, am intrat înăuntru birou la el și m-am dus să-i plătesc banii. Și el acum era întors cu spatele la mine și se făcea că își caută prin acte, știți, să-mi deie mie bilul. Și mă întreabă așa cu o voce scăzută în engleză, zice, how do you know? Adică, cum ai știut? Și zic, ce să știu? El mă întreabă cu o dată, cum ai știut? Dar zic, eu știam la ce se referă. Dar zice, cum ai știut să-mi cer ce mi-ai cerut? Dar zic, de ce? Păi zice, măi, când tu ai venit, eu am crezut că tu ești probleme cu cap. Îmi cer să investești 5.000 de dolari în ceva care nu are nevoie. Și am zis, dar spune-mi, te rog frumos, din ce cauză? Știți ce mi-a zis? A zis, dacă mergeai până la East Coast, nu mai ajungeai înapoi acasă. Zice, valva de la cilindru 5 era complet erodată și îți cădea înăuntru, îți spărgea motorul. Și m-am întors către el și am zis, auzi, dar vreau să te întreb ceva. Cât m-a costat reparația? Zice, 5.000, dar te mai întreb ceva. Pe drum cât m-ar fi costat? Și zice, vreo 25-28. Fratele Piră știe ce vorbesc. Ce am vrut să vă scot în relief? Din ce cauză este important să facem lucruri preventive? Ca să ne păzească de lucruri care se pot întâmpla și să ne coste foarte mult. Și noi trebuie să fim înțelepți, pentru că dacă ne învață cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să facem lucrurile astea, noi de ce am fi neînțelepți și să nu le facem? Și o să ziceți, frate, dar sunt căsătorit, majoritatea de aici suntem căsătoriți. Eu vreau să vă întreb pe voi, oare la voi nu vine ispita? Oare voi nu sunteți expuși în lumea asta așa cum suntem expuși și noi? Eu vreau să vă spun acum un lucru, care l-am mai spus odată. Și chiar dacă unii mă condamnați, eu vă spun adevărul. Într-o zi aici, unde mă vedeți, am venit într-o dimineață, iertați-mă că sunt așa de direct, dar nu știu altcumva. Și am avut un vis murdar. Nu m-am gândit la prostii, nu m-am uitat la prostii, nu m-am confruntat cu ele, dar am avut un vis murdar în noaptea aia. Și știți ce am făcut? Am venit și l-am dat pe satana de gol. Și am mărturisit. Și când am mărturisit, s-a uitat toți la mine. Cum poate să spună ăsta așa ceva de la amvonul bisericii? Cum poate să spună așa ceva? Cum? Mă știți ce s-a întâmplat? La sfârșit a venit un frate la mine. Și a zis către mine, trebuie să-ți mărturisesc ceva, trebuie să spun ceva. Zice, să știi că și am avut exact același vis azi noapte, dar zice, n-aș fi spus absolut nimic dacă nu spuneai tu. Dar zice, pentru că ai avut tăria să spui treaba asta, vin și eu și-ți spun, băi, și eu am fost încercat la fel. Am o întrebare la voi. Credeți că nu au mai fost și alții? Poate nu noaptea aia, dar cu altă ocazie. Și nu au avut tăria să spună absolut nimic? Că au zis, băi, cum pot să spun așa ceva, că mă fac de rușine? De rușine este să continui, de rușine te faci să continui în lucrurile alea și într-o zi să cazi. De rușine nu-i să spui și să-l dai în vileac pe satana. Și acum vreau să vă spun câteva lucruri la care vreau să băgați de seamă. Pentru că noi credem că numai anumiți oameni, aici s-o vorbi despre un tânăr în cuvântul lui Dumnezeu, un tânăr. Și noi credem că numai tinerii sunt expuși la astfel de lucruri. Eu am ascultat într-o zi pe cineva, ascultați-mă, un păstor de 75 de ani. Și-a zis că s-a întâlnit cu alt păstor de 83 de ani. Și l-a întrebat pe ăsta și-a zis, auzi, am o întrebare. La vârsta asta, cam cu ce ești încercat? Știți cu ce a fost încercat? Exact cu problemele astea. Exact cu problemele astea. Și ăsta a zis, ăsta a râs, zice, la 83 de ani. Acum ascultați-mă. Știți ce a zis ăla, păstorul ăla? Și a zis, auzi, diavolul nu a îmbătrânit. Diavolul are aceeași atitudine. Pe el nu-l interesează că ai 16, 15 sau că ai 83. Pe el îl interesează să te întineze. Și pe tine trebuie să te intereseze să previi lucrul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată aici un tânăr care a apucat pe o cale greșită. Nu trebuia să meargă acolo.
Dar pentru că nu a avut niște lucruri pe care Dumnezeu le cere la începutul textului pe care l-am citit, nu știu ce trebuie să facă. Și acum vreau să vă dau trei ipostaze, după care vom trage câteva idei din text, ca să înțelegeți că pe cel rău nu-l interesează de vârsta voastră, pe cel rău îl interesează să vă întineze. Ascultați-mă, am un verișor în România, cred că odată am mai zis treaba asta într-o altă circumstanță, dar vă spun acum, mă folosesc de exemplul acesta ca să înțelegeți că tinerii sunt expuși foarte mult, dar nu numai, la lucrurile astea. Și la un moment dat, el fiind un bărbat foarte bine, un tânăr arătând foarte bine, arăta bine, cineva din biserică, din adunare, a pus ochii pe el, o fată. Fata știa că nu poate să ajungă la el. Și acum am să vă spun din ce cauză. Nu din cauză că nu arăta prea bine, ci din cauză că știa că nu trăiește cum trebuie cu Dumnezeu. Și s-a dus și a spus la mamă. Și acum ascultați-mă, știți care era datoria mamei? Să-i spună: fată, hai să venim înaintea lui Dumnezeu, să vedem, e planul lui, e voia lui pentru viața ta, ca tu să fii cu băiatul ăsta. Hai să vedem ce spune Dumnezeu. Știți ce a făcut mama? Eu vorbesc din cunoștință de cauză, nu din auzite. Eu vă vorbesc din cunoștință, cunosc cazul. Și a zis în felul următor: ia-mi să te învăț ce trebuie să faci și o să rezolvi problema. Și mama a pus mâna pe telefon și a zis: auzi, l-a sunat pe tânăr și a zis: bărbatul meu e plecat în cursă. Am citit, nu? O pleca bărbatul de acasă o lună de zile și o lua și sacul cu bani cu el. Zice, bă, e plecat în cursă. Zice, am nevoie de tine, că am nevoie de o mână de bărbat să vină și să mă ajute într-o zi. Zice, te rog frumos, poți să vin ziua respectivă? Ce vă spun acum s-a întâmplat, puteți verifica. Și băiatul s-a gândit, măi, ce mare lucru să mă duc să ajut o femeie în nevoie, nu? E, dar femeia asta nu a fost o femeie după cuvântul lui Dumnezeu. Și au vorbit cu fata și au zis: fată, eu l-am chemat și tu te descurci, dar eu te învăț ce trebuie să faci. Și au zis: uite-te, tu trebuie să te îmbraci așa, tu trebuie să te prezinți așa, eu n-am să fiu acasă și asta e ce trebuie să faci când vine băiatul la tine. Și zice, ascultați-mă, lucru adevărat vă spun, greu, dar adevărat. Băiatul s-a dus, a ajuns acolo și când a ajuns acolo, sună, nu răspunde nimeni, că m-am învățat-o pe fată. Intră înăuntru, intră în coridor. Și la un moment dat aude un glas, glasul fetei. A, intră înăuntru și spune unde-i. Și când intră înăuntru, băiatul o vede îmbrăcată cum era îmbrăcată. Nu vă spun nimic mai mult. Știți ce a spus băiatul? Știți ce mi-a spus? A zis că în momentul ăla nu a mai putut ieși afară din cameră. Și fata a început să-i facă avansurile care nu trebuia să le facă. Și zicea el, n-am mai știut ce să mai fac. Dar n-am putut pleca de acolo. Dar ascultați-mă ce vă spun. Există un Dumnezeu care știe, vede și cunoaște tot. Și în momentul când era gata să cadă în păcat. Iertați-mă, vorbesc pe direct. Și ce mi-au spus? Au zis că dintr-o dată au auzit o bubuitură, o explozie. Care, au zis că așa au fost de tare, încât s-au cutremurat și casă și absolut tot. Și-a auzit o voce care i-a spus: fugi cât te țin picioarele. Știți ce-a făcut? S-a ridicat de unde a fost și-a luat-o la fugă, așa cum a fost. A ieșit pe coridor, a ieșit în curte, a ieșit în stradă și-a luat-o la fugă pe stradă în jos. Fata a pus, cum era în România, un capot pe ea și-a fugit după el și-a zis: ești nebun, ce-i cu tine, ce? Ea nu a auzit absolut nimic, numai l-a auzit. S-a fugit și s-a dus și ascultați-mă, s-a dovedit mai târziu că Dumnezeu a făcut lucrul ăsta numai pentru el, ca nu cumva să cadă în ceea ce nu trebuia să cadă. Știți ce mi-a spus? O mulțumit toată viața lui Dumnezeu pentru felul minunat în care Dumnezeu a lucrat și am să vă spun din ce cauză. Pentru că el s-a ținut curat. Dacă el era întinat, dacă el nu era cum trebuie înaintea lui Dumnezeu, vă întreb pe dumneavoastră, îl mai păzea Dumnezeu? Am să vă dau încă două exemple scurte. Unul iar cred că vi l-am spus. Și unul nu vi l-am spus și vi-l spun. Ca să înțelegeți cât este deșiret cel rău. Am avut un prieten, eu l-am considerat prieten în România. 12 ani în urmă m-am dus cu soția în România să vizităm.
Vă îngrozesc în dimineața asta, dar eu vă spun adevărul. Ca să înțelegeți că la oricine se poate întâmpla. Și când am dus în România, au zis, voi veniți la noi acasă. Avea nevastă, avea copii. Și au zis, veniți la noi, stați la noi. Și ne-am dus. Eu le-am vorbit despre Dumnezeu, soția aici martoră, poate să vă spune. Fiecare oportunitate care am avut-o, le-am vorbit despre Dumnezeu. L-am prezentat pe Dumnezeu în etatea în care Dumnezeu trebuie prezentat. La înălțimea la care trebuie prezentat. Și nora lui o zi zice, măi, mă bucur că o trimis Dumnezeu pe cineva să ne învețe un fel mai bun de trăire. Știți că omul ăsta s-a și pocăit. S-a coborât în apa botezului. Și la prima vedere ai zis, băi, chiar caută ceva bun. Iertați-mă că-s așa de direct în dimineața aceasta. Dar într-o zi, eu m-am dus până afară, până în capătul grădinii. Soția își vă poate spune. El a prins oportunitatea, s-a dus la soția mea, a prins-o de gură și a încercat să o sărute. Și a zis soției, soția s-a tras și l-a împins la o parte și a zis, numai o dată, numai o dată. Îngrozitor, așa e? Greu, derumegat în dimineața aceasta, cuvântul ăsta. Și soția l-a împins, a venit la mine și mi-a spus, vreau să vă spun că din ziua aia am întrerupt absolut orice fel de... Pentru că era nevasta lui în viață, nevasta avea leucemie. Ei vroiau ca Dumnezeu să o vindece și el făcea lucruri slabe. Și acum noi am mai zice, Doamne, dar din ce cauză ai îngăduit să se întâmple treaba asta la soția mea? Și o să vă spun din ce cauză. Pentru că el o trebuie să învețe și să știe că nu toate cad. Mai sunt și fete ale Sionului. Înțelegeți ce vă învăț dimineața aceasta? Mai sunt și fete ale Sionului care să țin curate și pot să spună nu, Satane. Și o mai dau un exemplu, după care mă opresc și tragem câteva exemple de aici. Știu, e greu cuvântul dimineața aceasta. Domnul să vă binecuvânteze și dacă nu vă place, să mă iertați. Dar așa trebuie să-l aduc. Într-o zi m-am dus cu soția la Walmart. Ăsta vi l-am mai spus, la unii. Și ascultați-mă, în momentul când am intrat în Walmart, mi-a spus Dumnezeu în felul următor. Va veni o femeie în următoarele minute, care deși că e soția ta acolo, să va ține după tine cât timp vei sta în Walmart. Uite, iar o bag martor pe soție aici. Nu vă vorbesc prostii. Vă spun lucruri adevărate. În nici 3 minute după ce am intrat, a apărut femeia. Fraților, cât am fost în Walmart, unde ne-am dus noi, ea a venit în fața noastră. Cum noi, dar ascultați-mă, am pus la probă. Am pus la încercare. La un moment dat ne-am dus la, în spate, la secțiunea auto. Știți? Întrebați-o. Eu nu vă vorbesc prostii. Ne-am dus în spate la secțiunea auto. O venit după noi. Peste tot ne-a urmărit, dar Dumnezeu m-a științat. Și mi-a spus. Eu vreau să vă întreb pe voi. Suntem expuși? Suntem îngăduiți? Da. Pentru că pe Dumnezeu nu-L interesează că suntem expuși. Pe Dumnezeu-L interesează cum reacționăm noi la expunerea în fața păcatului. Important, fraților, nu este că în fiecare zi ce rău să luptă pentru noi, ci că în fiecare zi noi ieșim biruitori. Asta ce e important. Dar acum, ca să ieșim biruitori, fraților, trebuie niște lucruri. Și o să mă întrebați ce e de făcut. Și ascultați-mă, în foarte puține pasaje din Biblie, în foarte puține, ni se prezintă mai întâi rezolvarea și apoi ceea ce se întâmplă. De obicei se întâmplă istorisirea, adică ceea ce s-a întâmplat și la urmă ce trebuie să facem. Asta e o circumstanță în care Dumnezeu vorbește dinainte ce trebuie să facem, adică noi trebuie să știm cum să prevenim lucrurile astea, că atunci când suntem în situația respectivă să nu cădem. Și primul lucru pe care Dumnezeu îl face, ne numește ceea ce suntem. Fiule. Ascultați. Primul lucru pe care tu și eu trebuie să-l înțelegem în dimineața aceasta este că suntem și sunteți fii și fiice de Dumnezeu. Că Dumnezeu se uită la noi și zice, hei, El nu poate să facă ce fac ceilalți, pentru că El este fiul, este copilul meu.
Al doilea lucru pe care Dumnezeu scoate relief din primul verset, dacă Jacob poate să-l afișeze, versetul 1. Păstrează cuvintele mele. Am o întrebare pentru voi. Cum adică păstrează cuvintele mele? Cum adică? Am pentru voi o întrebare, surorile care veniți din România, că aici nu prea puneți compot. Când făceați compot în România și gem, ce făceați ca să păstreze? Ce făceați? Puneați ce trebuie, nu acolo. Conservante, ziceam noi. Haideți să vă spun. Care e conservantul pentru noi dimineața aceasta? Cuvântul tău este o candelă pe cărarea mea. Cuvântul tău. Ăsta e conservantul. Fiule, păstrează cuvintele mele. Cum? Proaspete. Citește-le, repetă-le, pune-le dacă trebuie. Afișați, scrie-le așa, pe 4x4 inci și scrieți cuvântul lui Dumnezeu. Și când te întorci la baie, când te întorci la bucătărie, când te întorci în cameră, dai cu ochii tot de ele. Vă fac să gândiți în dimineața aceasta. Unul la Arizona avea business de bătrâni. Și-a avut vreo 10-12 bătrâni și era foarte greu. Și la un moment dat a zis, nu mai pot să continui. Și cineva a dat o idee. Auziți? Și a zis, auzi, eu am o idee pentru tine. Cât faci la lună? Și eu spus asta, făcea o groază de bani, $18,000 la lună, 20.000, nu știu cât a fost. Și a zis, auzi, fă-ți un cec, fă o copie la cecul care îl primești în fiecare lună și lipește-ți-l pe fiecare ușă de la bătrâni. Când intri și când ieși, să fie cecul acolo, și la intrare și la venire. Știți ce mi-a zis? Deci le-am lipit și zice, când am fost gata să mă las, zice, când am trecut și am văzut cecul, așa o poftă de lucru mi-a venit. Vedeți? Lucrul ăsta îl puteți lua negativ. De eu vă întreb pe voi, dacă voi scrieți cuvântul lui Dumnezeu pe tăblița inimii voastre și îl scrieți prin toată casa peste tot, credeți că nu vă ajută pozitiv? Ia caută toate versetele din Biblie care te îndeamnă la sfințenie, la curățire. Și să vezi când o să vină ispita, o să zici înapoi a mea, satană, că nu sunt interesat. De ce? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, Dumnezeule. E scris? 100%. Și acum ascultați. Zice în al doilea, nici n-am timp în dimineața asta să mă duc prin tot. Vă scot doar câteva în relief. Și ține la sfaturile mele. Cum să le ții? Să fie importante pentru tine. Nu vi se pare ciudat că după ce luăm permisul de conducere, înainte studiem legislația, absolut tot, și după ce luăm permisul de conducere, nu ne mai interesează nimic. Totul trece, totul merge, auzi, zice, știți care e scuza noastră, ascultați-mă. Când trecem pe roșu, știți ce spunem? Nu m-a văzut nimeni, nu a fost niciun polițist. Noi în loc să zicem, băi, dar păcătuiesc împotriva la ce am semnat, că tu ai semnat, nu? Tu ai semnat acolo, te-au pus să semnezi pe permisul de conducere, că tu vei respecta legea. Vreau să vă întreb, câți dintre voi, după ce ați trecut pe roșu, v-ați dus și ați spus, sun acum la poliție și spun ăla să-mi dea un tichet că am trecut pe roșu? Nu! Noi ce zicem? Ne întoarcem și zice soția către noi, băi, ai trecut pe roșu? Zice, da, dar nu m-a văzut nimeni. Nu a fost poliție, slăvit să fie Domnul. Auzi, mai băgăm și pe Domnul. Slăvit să fie Domnul că nu a fost poliție. Eu vă întreb pe voi, dacă sunteți expuși în altele, ce trebuie să faceți? Să fiți responsabili, voi nu mai puteți să spuneți treaba asta. Auzi, nu m-a văzut nimeni, am făcut sănătate bună. Te-a văzut Dumnezeu. Te-a văzut Dumnezeu cu ochiul lui. Nu se închide, nu dormitează, nici nu doarme cel ce veghează pe Israel, dar și pe tine. Ești poporul lui. Ține la sfaturile lui Dumnezeu. Să fie pentru tine o piatră de căpătâi. Și Dumnezeu repetă, nu vedeți? Ascultați-mă. E important că Dumnezeu repetă în versetul 2, ține sfaturile mele și vei. Hai să inversăm puțin. Nu ține sfaturile mele și vei. Oh, e problemă? Problemă mare de tot. Cine nu ține sfaturile lui Dumnezeu va muri. Înțelegeți? Că într-o zi, un om foarte important din Scriptură, numele lui a fost David.
Nu mai ținut sfatul lui Dumnezeu, s-a urcat pe acoperiș și s-a uitat unde nu trebuie. Și-a uitat de absolut tot. Acum ascultați-mă ce vă spun. Cuvântul lui Dumnezeu îți aduce aminte de legile și poruncile lui Dumnezeu. Iar privirea și pofta ochilor te face să uiți de el. Continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune: păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Hai să mergem puțin mai adânc. Ați tăiat vreodată la circular? Ați polizat ceva vreodată? V-o sări ceva în ochi? Ce faceți voi ca să preveniți să vă sară ceva în ochi? Puneți ochelari, nu? Uite, sora Patricia nu are niciun fel de probleme în privința aia. Ea nici nu polizează, dar are și ochelari în caz că se întâmplă ceva. Fraților, zice: ține sfaturile mele și vei trăi, păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Am să vă întreb ceva ciudat în dimineața asta. Vrea cineva de aici să-și piardă lumina ochilor? Ascultați-mă, dacă vine ceva zburând înspre voi, care e primul instinct care îl faceți? Închideți ochii, nu? Eu am o întrebare la voi. De ce nu faceți treaba asta și când sunteți ispitiți? Ia închideți ochii să vedeți ce se întâmplă. Că nu mai vedeți absolut nimic, nu mai vedeți nici ispita, nici absolut nimic. Problema nu e la... Ascultați-mă. Problema nu este că sunteți ispitiți. Problema este că nu știți cum să reacționați. Am auzit ceva care vă... Acum iară vă îngrozesc și nu mă interesează. Că aș vrea să fiți îngroziți și să începeți să faceți voia lui Dumnezeu. Toți suntem expuși. Am auzit un lucru îngrozitor. Un bărbat i-a spus nevestei lui că avea o familie cu care erau prieteni. Și a zis: nu mai aduce pe oamenii aici că nu pot să-mi dezlipesc privirea de pe femeia aia. Auziți? Din adunare, din biserică. Și am stat și m-am gândit și l-am zis: păi, dar ce? Aia e problema. Ea e problema. Femeia e problema. Păi tu când ești pe stradă, nu mai vezi altele care arată ca și ea. Ba da. Problema e la tine. Problema nu e la femeie. Problema este că ai o problemă interioară cu care trebuie să... Știți? Dilui. Și femeia lui, în loc să-i spună: măi, bărbate, ai o problemă serioasă, o întrerup legătura cu familia respectivă. Știți ce îi spuneam? Ba, o să-i mai aduc acum mai des ca să te pocăiești, că ai o problemă mare de tot. Îi aduc mai des să te supun și mai mult la ce nu trebuie ca să văd te pocăiești sau nu te pocăiești. E greu cuvântul, știu. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Am o întrebare la voi. În urma privirii, suntem ispitiți. Ce facem după aia? Acționăm cu mâinile și cu picioarele. Ne ducem înspre locul în care... Așa a făcut asta, nu? Păi spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce l-a îmbrățișat și l-a sărutat, ok? Toate lucrurile astea, ăsta au fost dus ca un bou, zice cuvântul lui Dumnezeu, care îl duci la tăiere. Cum? L-a luat în brațe asta? L-a dus acasă în brațe? Nu. El a mers pe picioarele lui, dar a mers fără să mai aibă niciun fel de control. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Vedem pe mulți că își fac tatuaje. Ați văzut vreodată pe unul care fură să-și scrie așa pe degete și pe față și pe spate: să nu furi. Ați văzut vreodată pe vreunul să facă treaba asta? Dar ce ziceți? Ar fi păcat să facă? Nu. Păcat e că fură. Problema este că el nu mai vrea să-și aducă aminte nici de legea lui Dumnezeu, dar nici de legea care ne oprește să furăm. Și ziua de astăzi, în San Francisco și în altele, ați văzut ce s-a întâmplat? Fac paranteză. Ați văzut? Au pus lanț și-o legat cu lacăt toate frigiderele. V-ați uitat? Eu nu vă vorbesc prostii. Două zile în urmă m-am mirat când am văzut. Au legat cu lacăt. Vrei ceva din frigider? Trebuie să vină cineva și să-ți dea. De ce? Că să fură.
mai interesează pe nimeni, nu mai știe. Păi dacă noi le dăm voie, auziți, puteți fura până la 1500. Gândiți-vă. Am să mă duc mai departe. Voi ați știut că în legea americană, în lege, există, e specificat că adulterul se pedepsește cu închisoare? A știut? Nu, 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 e lege federală. E lege federală. Se respectă? De ce? Ați văzut vreo proastă pe cineva băgat la pușcărie că a comis adulter? Poate că dacă s-a expus, au făcut lucruri urâte din astea, atunci da. Dar altfel nu mai interesează pe nimeni. Ar trebui să le intereseze pe noi, fraților. 100%. Suntem poporul Domnului. Noi n-avem voie să cădem aici la subiectul acesta. Și zice în felul următor. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta. Haideți să vedem un lucru, mă opresc imediat. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Am o întrebare. Dacă nu ai pe soră, dacă nu ai pe înțelepciune, iertați-mă, ca și soră, ce ai? Vreau să vă întreb, ce ai? Care e opusul înțelepciunii? Neînțelept. Asta o punem așa să sune bine. Să sune bine. Dacă ești înțelept, slăvit să fie Domnul. Dar dacă nu ești neînțelept, și ai putea continua cu alte sinonime care sunt mai grele, și numește priceperea prietena ta. Ce trebuie să pricep? Hai să vă spun ce trebuie să pricep. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Singurul păcat, ascultați-mă acum ce vă spun, care întinează și trupul și duhul, este păcatul curviei, știți? Spune cuvântul lui Dumnezeu. Și acum am să vă dau un exemplu și mă opresc. Pentru că n-am timp să intru în toate și nici nu vreau să mă duc mai departe. M-am mutat în Idaho aici. Și când ne-am mutat aici, ne-a chemat cineva și a zis, măi, de ce să stați voi într-un RV? Că noi am venit cu o rulotă. Și am parcat-o în spatele casei, că ne-am băgat înăuntru și am dărâmat tot în casă, că am vrut să refacem toată casa. Și eu cu soția și încă doi copii stăteam într-o rulotă. Și cineva a zis, măi, avem aici, a venit la noi, de ce rost are să stați acolo când avem basement-ul? E gata, puteți să stați la noi. Și ne-am dus. Dar noi n-am știut că Dumnezeu avea un plan. Și ascultați-mă acum. Când ne-am dus acolo, noi... Eu cu soția ne trezeam dimineața și ne puneam la rugăciune. Bărbatul din casă pleca la lucru și soția rămânea acasă și au văzut că noi ne rugăm. Și au venit la noi și au zis, auzi, dar de ce vă rugați voi singuri? A venit sus aici să ne rugăm împreună. Ascultați-mă, noi n-am fost în casa aia pentru că am fost chemați. Noi am fost în casa aia din alte motive. Unu, a vrut Dumnezeu să ajungem, dar doi, pentru că trebuie să fim verificați. Să vedem ce căutăm aici, cam ce ne interesează pe noi, cam cu ce gând am venit. Și acum, ca să vă reîmprospătez memoria, când ne-am suit sus, de jos, când am venit sus, v-am mai spus o dată treaba asta, am zis, dă-mi o Biblie, că vreau să citesc ceva înainte să ne rugăm. Și femeia a zis, uite acolo e librăria, du-te și alege. Și eu m-am dus și avea 10, 15, 20, nu știu să vă spun exact, și am luat o anumită Biblie. Și am zis, citesc versetul cu tare, soția aici poate să vă spun. Și am spus ce număr citesc. Și m-am dus și am citit. Versetul 18 a fost. Și s-a deschis în Isaia. Eu i-am vorbit, eu l-am chemat, eu l-am și adus și lucrarea lui va izbuti. Și s-a uitat femeia și a zis, ai ales tu, așa e să citești de acolo. Și am zis, nu, nu, nu. Eu am deschis unde s-a deschis. Vreau să ajung undeva. Noi am dat să ne rugăm și femeia spune la fata ei, zice, ia vino și tu aici așa, că poate îți vorbește Domnul ceva și ție. Vreau să vă spun că eu n-am știut nimic din casa aia. Absolut nimic, Dumnezeu știe. Și când ne-am pus la rugăciune, vine o lucrare pentru fata asta tânără și spune Dumnezeu în felul următor. Tânără, iată ce-ți vorbește Domnul. Iată că Satana a pus în aplicare un plan să-ți fure. Ascultați acum. Mintea, trupul și sufletul. Și dacă nu vei băga de seamă, vei cădea, i-a zis Dumnezeu de cel rău. Așa a fost. Când a avut cuvântul, fraților, femeia, mama, s-a întors către ea și a spus, fată, de câte ori trebuie să-ți mai vorbească Dumnezeu până tu să pricepi?
că îi vorbise Dumnezeu cu doar 2-3 luni înainte, printr-un alt vas de lucru, exact același lucru i-a spus, va veni cel rău cu o tavă de prăjituri, cu o farfurie de prăjituri. Jacob știe. Dacă vei mânca, vei muri. Acum eu vă întreb pe, pe dumneavoastră, iertați-mă, ce-o vrut Dumnezeu să facă? O vrut să prevină. O vrut să prevină, că știa că cel rău are un plan. Fraților, vă spun din nefericire, s-a întâmplat exact cum a vorbit Dumnezeu. Și acum vreau să fiți atenți la ceva. Că ți-ai pierdut mintea. E greu, nu? Că ți-ai pierdut trupul. E greu. Dar să-ți pierzi sufletul. Că zice cuvântul lui Dumnezeu, ce ar câștiga unui, ce ar câștiga un om să câștige toată lumea? Ce ar folosi? La ce ar folosi unui om? Să câștige toată lumea și să-și piardă? Se poate? Ascultați acum și mă opresc. Versetul 24, nu mai am timp. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Fiți atenți, primul lucru care vreau să băgați de seamă. Să nu ți se abată, nu privirea, nu pasul, nu alergarea. Inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. De ce spune cărările ei? De ce spune cărările ei? Ascultați-mă, pentru că are mai multe metode prin care vine la tine. Nu e o singură metodă, sunt mai multe căi prin care cel rău vine. Și acum o să spuneți, vorbește în dimineața asta numai la tineri, la băieți. Nu! Vorbește și fetelor. Aveți grijă! Băgați de seamă că satana este înșelător. Știe cum să facă. Și vă poate duce unde nu trebuie să vă ducă, pentru că multe sunt cărările diavolului. A lui Dumnezeu este una singură. Ascultați-mă acum ce vă spun. Toate cărările diavolului duc la moarte. Cărarea lui Dumnezeu duce la viață și viață veșnică. Următorul verset. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis. Ia, am o întrebare. Dacă noi aducem sufletele noastre, inimile noastre, ca o jertfă, vie înaintea lui Dumnezeu. La cine aduce ea jertfă? Sau el? La cine aduce? Păi da, aici spune, zice, că ce a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis. Ia. Plata păcatului este? Dar darul nemeritat al lui Dumnezeu este? Viața. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care coboară spre locașurile morții. Inversați, casa lui este spre drumul locuinței morților, drumul care coboară spre locașurile morții, pentru că puteți aplica și la bărbați și la femei. Am să vă opresc spunându-vă doar atât. Bărbaților, așa mi se dă să vă spun acum. Ascultați-mă. Suntem expuși în fiecare zi la tot felul de grozăvii. Mergi la Walmart, vezi ce nu trebuie. Te duci în oraș, vezi ce nu trebuie. Te duci la lucru și mai ai un gând din partea celui rău. Ia deschide telefonul, uite-te la ce nu trebuie. Să nu spuneți că nu e așa, că vă spun eu că e așa. Că-ți bărbat ca și voi. Ce faci? Ce faci? Ascultă-mă, primul lucru pe care ar trebui să-l faci este să mustri duhul ăla în momentul ăla. Atunci, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să pleci. Doi, pune mâna pe telefon, sună pe nevastă sau pe bărbat și spune-i, uite-te ce mi se întâmplă, acum ne punem și ne rugăm exact aici unde suntem. Nu vi se pare prea greu lucrul ăsta? Faceți-l exact așa. Dacă n-aveți nevastă, sunați la oamenii lui Dumnezeu. Sunați la prieteni, sunați la cei care, nu la cei care vă judecă. Și spuneți, am o problemă, în momentul ăsta sunt încercat. Doi, bărbaților, vă cheamă una din asta care are nevoie de ajutor. I-a murit bărbatul, i-a plecat în călătorie, o lua sacul de bani și are nevoie să-i tăiați iarba. Stați pe pace, nu mai tăiați nicio iarbă. Îi spuneți, femeie, ai nevoie de tăiat iarbă? Vin cu nevasta mea și tăiem iarba, niciun fel de problemă. Dar singur nu vii. Vă uitați ciudat la mine, de eu vă spun din ce cauză. Satana-i șiret?
Nu vă mai puneți în ipostaze în care nu trebuie să fiți, că nu vă cere Dumnezeu să faceți lucrurile astea, știți? Satana vă duce unde nu trebuie și acum ascultați-mă ce vă spun. Ai gustat odată, a doua oară te apropii mai mult, a treia oară mai mult și dintr-o dată ți-ai dat seama că ești prins și nu mai poți face absolut nimic. Știți lucrul ăsta? Astea sunt lucruri reale ce vă vorbesc în dimineața aceasta. Și Dumnezeu vrea ca noi să ne ferim și să ne păzim de tot ce este rău. 1 Tesaloniceni. Citiți să vedeți acolo, la capitolul 5. O să găsiți. Versetul 22, dacă nu mă înșel. Dacă Jacob poate să-l proiecteze. 1 Tesaloniceni 5 cu 22, dacă nu mă înșel. E scurt și la subiect. Feriți-vă de orice se pare rău. Ascultați? Nu de orice este rău, de orice se pare. Fraților, în dimineața aceasta aș vrea să înțelegeți un lucru. Și tot ce vreau să înțelegeți este că Dumnezeu ne numește fii și fiice ale Sionului. Că trebuie să păstrăm cuvintele lui Dumnezeu și să ținem la sfaturile lui. Și sfaturile lui sunt: păzește-ți inima de orice lucru care ți se pare rău. Să ținem sfaturile, ca să trăim, să păzim învățăturile ca lumina ochilor, să le legăm la degete și să le scriem pe tăblița inimii noastre. Și în ziua de astăzi vreau să-ți fac o invitație, ca la rândul tău tu să faci o invitație. Ascultați-mă, știți care e invitația care vă fac eu vouă? Să invitați înțelepciunea în viața voastră. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Doamne, vreau să știu ce vrei, ce zici de treaba asta, mă duc, nu mă duc. Și acum vă mai dau un sfat și mă opresc. Îl înțeleg pe fratele Peter că e pe troc. Am să vă spun un lucru care e mai greu, dar trebuie să vi-l spun. Nu mai plecați de acasă o săptămână, două, trei, cinci. Și dacă plecați, luați cu voi nevasta și bărbatul. Sau nevasta și sau bărbatul cu voi. Nu mai plecați singuri. Că cel rău știe să vă ispitească. Vă înțelegeți ce vă spun eu în dimineața asta? E greu cuvântul, dar nu mă interesează că e greu, că așa mi-a spus Dumnezeu să vi-l spun. Noi suntem chemați să trăim cu Dumnezeu în orice aspect al vieții noastre. Nu vă mai supuneți singuri la lucruri care în final vă aduc ce nu trebuie. Ți-a dat Dumnezeu un bărbat, ți-a dat Dumnezeu o nevastă, ești gata ca Dumnezeu să te binecuvânteze cu un bărbat sau cu o nevastă. Dumnezeu te va binecuvânta, dar va trebui să te ții curat. Va trebui să te ții curat. Mă opresc spunându-vă treaba asta. L-am auzit pe Cristi Boariu două zile în urmă. Așa mi-a apărut pe feed, știți ce vorbesc, nu? M-am uitat la ceva și mi-a apărut pe feed un scurt clip în care a spus că cineva, o fată nepocăită, l-a sunat, era îngrozită pentru că făcea parte dintr-o familie importantă din România. Și a zis: domnule păstor, am o problemă mare. Care e problema? Uite, am făcut ce nu trebuia. M-am îndrăgostit de copilul ăsta, de băiatul ăsta, m-am culcat cu el, am rămas însărcinată și dacă mă duc acum acasă, două lucruri se pot întâmpla. Două lucruri. Părinții mă pun să fac ce nu trebuie să fac sau doi, mă vor da afară și mă vor dezmoșteni. N-am decât două alternative. Unu, avortul și doi, sinuciderea. Ascultați-mă. Ascultați-mă că în momentul în care comiți păcatul, plata păcatului este moartea. Cel rău vrea să te omoare, să te anihileze. Și au zis: n-am decât două alternative. Știi ce a zis Cristi? A zis că de când a plecat de la Oradea și până a ajuns la București, a vorbit într-una cu ea pe telefon în timp ce în timp ce vorbeam și cu nevastă mea, că a băgat-o și pe nevastă sa pe fir. Și îngrozitor, a zis că după ce a vorbit atâtea ore cu ea, trebuia ca mâine zi să ia legătura din nou și nu a mai putut să dea de fată. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Pentru că plata păcatului este moartea, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și știți ce a zis el? Și vă spun și ce a zis. Nu am ascultat toată predica, vă spun doar atâta. O zis în felul următor. Zice: fato, așa a zis, fato, cum poți tu să-ți dai trupul tău unuia cu care n-ai semnat niciun act? Și o zis, zice, eu nu pot să mă duc să cumpăr o mașină până nu mă duc la notar și să o trec pe numele meu. Drept? Tinerilor, vă cere Dumnezeu să vă păziți în dimineața aceasta. Vă cere Dumnezeu să faceți un legământ cu ochii voștri. Nu ați făcut, nu numai voi faceți, a făcut-o și Iov. A făcut un legământ cu ochii lui, că nu-și va îndrepta niciodată privirile asupra unei fecioare. De ce? Că au avut probleme în domeniul ăla. Vă cere Dumnezeu să vă păstrați curați. Vă cere Dumnezeu să legați
de inima voastră, dacă vreți, toate sfaturile, cuvintele Lui, toate învățăturile Lui și să le scrieți pe tăblița inimii voastre. Și să ziceți înțelepciune în dimineața aceasta, Tu ești sora mea. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să facem o rugăciune, să facem un lucru pe care nu l-am făcut poate niciodată. Și în dimineața aceasta, ascultați-mă, vreau ca fiecare dintre voi, că sunteți botezați de Domnul cu Duhul Sfânt sau nu sunteți botezați, aveți, ascultați-mă, aveți autoritate împotriva diavolului. Haideți să venim într-o rugăciune în care nu vă fie greu. Știu că nu ascultați în fiecare zi astfel de predici care sunt foarte grele, nici măcar nu se rostesc de la amvoanele bisericilor, pentru că sunt prea grele, dar ne confruntăm cu ele. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune și în rugăciunea aceasta să nu facem nimic altceva decât să mustrăm orice duh străin care încearcă să vină împotriva noastră, a inimilor noastre, a ochilor noștri, a sufletului nostru, a familiilor noastre și în numele lui Iisus Hristos să tăiem orice putere a întunericului. Și să-i spunem Satane, Satană, am fost adus, dacă nu sunt botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, dar am fost adus la binecuvântare, peste mine s-a cerut numele Domnului, nu ai niciun fel de drept asupra mea. Spune-i Satane că nu are drept asupra familiei tale, asupra soțului tău, asupra soției tale, asupra copiilor tăi. Spune-i! Rostește împotriva lui, pentru că ascultă-mă, ai autoritate. Tai orice putere a întunericului și vei vedea că Dumnezeu va fi credincios în dreptul tău. Tinerilor, aveți nevoie de soții și de soți. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea soți și soții care îl iubesc pe Domnul mai mult decât pe voi. Și spuneți-i, nu accept niciun plan al celui rău. Satane, nu accept să mă uit la ce nu trebuie, să fac ce nu trebuie, pentru că eu mă păstrez. Ascultați-mă, dacă vă păstrați curați pentru cel cu care vă căsătoriți, sunteți greșiți. Păstrați-vă curați pentru Domnul. Păstrați-vă curați pentru Domnul, pentru că lucrul ăsta, înaintea lui Dumnezeu, va fi răsplătit într-o zi. Și am spus de ce cauză și mă opresc. Pentru că noi trebuie să aducem ca jertfă trupurile noastre, ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta va fi primit de Dumnezeu și înaintea feței Lui bine și Dumnezeu îți va răsplăti într-o zi, să nu uiți treaba asta. Dumnezeu va zice, pentru că s-a ținut curat, pentru că a călcat cum trebuie, pentru că a luat în considerare toate lucrurile astea. De aceea, în dreptul ei, în dreptul lui am scris bucurie, am scris rezolvare, am scris și am scris. Și în final scrie viață veșnică. Știți? Vreți lucrurile acestea? Haideți să intrăm înaintea Domnului în rugăciune.